Termenul pentru doza booster a vaccinului anticovid se va reduce de la 6 la 4 luni și în România. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat și că din 17 ianuarie, persoanele care au schema completă de vaccinare și doresc să se imunizeze, își pot administra doza booster mai devreme cu 2 luni decât până acum. Toate persoanele care au cel puțin 4 luni de la prima schemă de vaccinare completă pot să meargă să efectueze doza de booster, tocmai pentru a da posibilitatea de a completa schemele de vaccinare. Decizia de a administra doza booster de vaccin mai devreme vine în urma datelor științifice care arată că protecția oferită de vaccin scade după primele 4 luni de la schema inițială de vaccin. Ne-am uitat la ce se întâmplă în celelalte țări europene. Majoritatea au ales două praguri de 3 luni sau de 4 luni. Am decis să optăm pentru pragul de 4 luni pentru că datele științifice ne arată că protecția față de varianta Omicron începe să scadă destul de mult după cea de-a patra lună de la prima schemă de vaccinare. Din punct de vedere al efectului imunologic, mai devreme de 4 luni se pierde efectul de booster real pe care o doză de vaccin o are asupra răspunsului imun. Astfel, noul criteriu va intra în vigoare începând de săptămâna viitoare. Totodată, în România se pot vaccina cu doza booster toate persoanele care au peste 12 ani. Această modificare va fi disponibilă în începând de luni, 17 ianuarie, practic de luni, toate persoanele care, repet, au minim 4 luni de la prima schemă de vaccinare se pot prezenta pentru efectuarea dozei de booster, incluzând aici toate persoanele de peste 12 ani. Administrarea dozei 3 de vaccin împotriva coronavirusului a început pe 28 septembrie 2021, însă atunci puteau să se imunizeze persoanele care aveau minim 6 luni de la a doua doză de vaccin.